Aproape 190.000 de români au datorii la buget de peste 1.500 de lei. Dintre ei, 14 persoane au dedat statului între 10 și 232 de milioane de lei. Cap de listă este chiar primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Are datorii de 232 de milioane de lei. Urmează Florin Mateiu din orașul Victoria, Bogdan Mihai Ciurtea din Cluj-Napoca, Emil Sorin Cibu din Comuna Florești și Paul Dumitrescu din București. În listă apar și nume cunoscute. George Becali și Silviu Prigoană au dedat statului câte 3,9 milioane de lei, iar Cristian Țânțăreanu 2,7 milioane de lei. Lista este completată de avocatul poporului și de soția sa, cu datorii de peste jumătate de milion de lei. Figurează cu datorii la stat și Marian Vanghelie, fostul ministru al finanțelor Eugen Teodorovici, Elena Udrea, Cătălin Predoiu, Elena Băsescu, Daciana Sârbu, Adrian Videanu sau fiul guvernatorului BNR Muguri Sărescu. Această listă, de fapt, este o constrângere benefică și pentru ANAF și pentru contribuabili. A fost un prilej să facem un bilanț și să ne curățăm baza de date în sensul bun, în care am combinat toate informațiile pe care le avem și în felul ăsta ceea ce a apărut este, pe cât am putut noi, o listă foarte, foarte sintetică și corectă. Dacă vreți să vedeți listele datornicilor la ANAF, trebuie să intrați pe site-ul data.gov.ro la seturi de date, iar mai apoi la capitolul datoriile către bugetul de stat. Aici veți regăsi listele publicate deja până acum de ANAF. Nu vă speriați însă dacă știți că n-aveți datorii, dar vă apare totuși numele pe listă. Specialiștii spun că e foarte posibil să fie și erori în centralizare. Există posibilitatea ca acestea fie să fie plătite aceste datorii și să nu fie operate în timp, fie pur și simplu să nu datoreze aceste sume. Unele datorii sunt prescrise, altele sunt plătite în conturi eronate, deci persoana fizică plătește o sumă într-un cont, îi apare datoria în alt.